Transfăgărășanul, cel mai spectaculos drum din România, a fost aniversat sâmbătă, pe 20 septembrie, la împlinirea 35 de ani de la inaugurare. Exemplul dumneavoastră rămâne o pagină de istorie scrisă și, iată, foarte vizibilă pentru Armata Română. În ultimii ani, societatea românească a cam dat uitării tot ceea ce Armata Română a făcut pentru această țară în anii din urmă. Transfăgărășanul este un reper, dar pe lângă acesta mai sunt și alte obiective: canalul Dunăre-Marea Neagră, Casa Poporului, metroul din București și multe alte obiective industriale care au fost construite cu aportul deosebit al armatei. Am ținut foarte mult să marcăm acest eveniment astăzi aici, exact pe locul unde acum 35 de ani dumneavoastră ați inaugurat Transfăgărășanul, rodul muncii dumneavoastră și a sacrificiului dumneavoastră. Construcția a demarat la începutul anului 1970 sub comanda generalului Vasile Șiclariu, comandantul armei Geniu din acea perioadă. Coordonarea șantierului din sectorul nordic, cuprins între șoseaua Făgăraș-Sibiu până la cota 2042 la intrarea în tunel, a fost misiunea colonelului Nicolae Mazilu, comandantul regimentului 52 Geniu Alba Iulia. Eforturile au fost, fără să exagerez, ca în război. Imaginați-vă că pe 100 de kilometri de drum se dădeau de 5 ori pe zi câteva sute de explozii. Deci erau mii de explozii pe zi. Asta sute de zile la rând, când fiecare explozie însemna pericol de moarte. Aveam inimile foarte, foarte îngrijorate, eram foarte stăpâniți de spaima să nu avem evenimente grave. Și noi munceam cinstit, făceam tot ce ne sta în putință ca să iasă treaba bine. Însă se mai întâmpla, nu se putea. Era exact condiții de război. Ambițiosul proiect nu ar fi putut fi realizat fără expertiza unor specialiști de talie, inginerilor Dumitru Ducaru și Ion Cazan. Ambiția tinereții și combinată cu pregătirea profesională a făcut să rezist 5 ani de zile de când a început Transfăgărășanul în 1970 până la inaugurare. Deci împreună cu comandantul regimentului de la Alba Iulia, domnul general în rezervă Mazilu, a zis și cu proiectantul inginerul Cazan, care l-am adus și pe dânsul la această aniversare, a zis că au fost factorii care au dorit să rezolve o lucrare foarte mare care și atunci și acum are importanța deosebită. Transfăgărășanul este traseul cu cele mai multe tunele și viaducte din România. La Bâlea Lac, în punctul situat la cea mai mare altitudine, drumul taie un tunel de 1 km. Zeci de morți și răniți au fost tributul plătit muntelui pentru o construcție realizată într-un timp record. Geniștii de altădată povestesc astăzi cu multă modestie că realizarea acestei epopei a fost făcută într-o perioadă în care alte valori primau în societate, iar implicarea într-un astfel de proiect era un act de mândrie și de curaj, care nu avea la bază o goană nebună după bani. Simt un sentiment de bucurie și încă un sentiment de mândrie. Bucurie că mi-a dat Dumnezeu zile să trăiesc, să văd această manifestare, și mândria că sunt unul dintre cei care am contribuit la realizarea acestei artere de circulație importante și foarte, foarte frumoase. Cu emoție am venit astăzi să mă întâlnesc cu colegii de la unitatea militară cu care am lucrat partea de nord, cei 35 de kilometri. Și a fost o colaborare, după mine, excepțională. Sufletește m-au legat pe viață cadrele militare cu care am lucrat la Transfăgărășan. În cadrul ceremoniei, 31 de cadre militare participante la construcția Transfăgărășanului au primit emblema de onoare a Armatei României pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit misiunea.